Unde lucrați? Cu ce vă ocupați? La moment lucrez șef secție marketing. Wow, interesant sună. De mulți ani faceți asta? Marketing, da. Dar anume în companie? La moment sunt angajată recent. De ce ați ales anume această companie? Are oportunități avantajoase, lucru confortabil și îmi place locul de muncă. Are ceva beneficii extrasalariale? La moment nu cunosc, totul este oficial. Adică poate peste ceva timp, dacă o să prezint o muncă mai super, cred că va fi. Ceea ce este la moment, dacă este o zi de odihnă ca ziua orașului, atunci și trebuie să ieșim la muncă, se achită dublu. La fel, după muncă, la fel, conform legislației Republicii Moldova, se achită iarăși dublu. Și asta tot merge conform legislației. Când v-ați angajat, cam despre ce salariu ar fi vorba? De la 15 în sus. Dar de ce depinde salariul? Responsabilitățile. Este cu perspectivă de creștere? Da, sigur. Este și un final, nu știu, 25, 30, 35 sau e nelimitat în sus? Nelimitat în sus. Pentru că marketing, atunci când îți asumi responsabilitate, e nelimitat în sus. Vă place ce aici faci? Sigur. Ce recomandări ați avea viitorilor specialiști din domeniul marketingului? În primul rând, marketing, asta ceea ce trebuie să înveți continuu. Este o profesie actuală și care va fi oricând. Studiile sunt foarte importante. Adică nu trebuie omisă studiile. Este neapărat să ai studii anume în domeniu sau poți să fii și reprofilat? Trebuie să cunoști. Chiar dacă ești reprofilat, trebuie să deschizi o carte online, offline și să înveți în domeniu. Ce înseamnă marketing? Care sunt particularitățile, politicile? Asta e foarte important. Unde ați găsit jobul pe care îl aveți acum? Pe Robotamd. Descarcă chiar acum aplicația jobjob.md și găsește-ți un loc de muncă. Aici găsești doar anunțuri cu salarii indicate. jobjob.md